Nu avem calitatea să judecăm pe cineva, însă avem dreptul să ne gândim la oamenii care au trăit înainte de noi, să-i privim ca niște exemple, pentru ca să ne putem gândi ce vrem noi să facem cu viața. Întrebarea era: ce faci cu Iisus? Pe cine alegi dintre El și Baraba? Și am vrut să vă prezint câteva alternative foarte tentante. Un al doilea gând pe care vreau să vi-l prezint, după alternativele pe care le-am prezentat, este: care este oferta lui Iisus Hristos? De ce trebuie să-L alegem pe El? Ce ne oferă El? Noi suntem oamenii secolului 21. Noi nu mai suntem la fel de religioși ca părinții noștri, care mergeau în fiecare duminică la biserică. Astăzi, tehnologia, știința, feminismul, ateismul, umanismul, hedonismul și alte curente de gândire care au influențat în mod fundamental generația noastră au îndepărtat foarte mult pe omul secolului 21 de obiceiul de a merge la biserică, de a se ruga, de a citi Biblia, smulgându-i din suflet interesul și pasiunea pentru lucrurile sfinte. Astăzi, generația tânără merge mai repede la discotecă decât la biserică, se uită mai ușor la pornografie decât să citească în Biblie, mai ușor navighează pe internet, vorbim cu tot felul de Ion.com, Nelu.com, Maria.com, oameni fără identitate, decât să se roage, pentru că toate practicile acestea care țin de religie sunt din ce în ce mai evitate de generația secolului 21. Este ciudat faptul că pe un stadion noi v-am invitat aici ca să vorbim despre lucruri care par apuse, depășite, demodate și să vă invităm să vă gândiți și dumneavoastră care sunteți pe scena vieții, jucând meciul vieții, să vă gândiți: este Iisus relevant pentru dumneavoastră? Poate El să ofere ceva de care aveți nevoie? Sau pur și simplu este un personaj religios de care nu aveți niciun chef să-L băgați în seamă? Este El depășit ca și vremea în care a trăit? După 2000 de ani mai are vreun rost să ne întâlnim pe stadion o mulțime așa de mare de oameni, să ne intre musculițele în ochi și să vorbim despre cineva de care nu avem niciun chef să vorbim? El nu este cotidian. 2000 de ani de istorie sunt așezați peste numele Lui. Însă, dumneavoastră știți că Biblia care vorbește despre El este astăzi cartea cea mai citită. Dintotdeauna a fost cartea cea mai citită. Este cea mai tradusă carte, este cea mai citită carte. Este cartea care a schimbat cele mai multe vieți, inclusiv pe a mea. De ce oamenii astăzi se închină Lui? De ce în necazurile vieții pronunță numele Lui? De ce se roagă la El? De ce după 2000 de ani nu a reușit uitarea să-L pună și pe El jos, ca pe toți filozofii, pe toți politicienii, pe toți bogații, pe toți deștepții lumii? De ce nu L-au uitat oamenii de 2000 de ani? De ce numele Lui este pomenit? De ce este purtat în inimă și religia întemeiată de El este astăzi cea mai mare religie din lume? Aveți un răspuns pentru asta? Care este oferta lui Iisus Hristos? În competiție cu ceea ce lumea oferă ca alternativă: bogăție, talent, celebritate, frumusețe, lucruri care nu sunt rele în sine, dar care pot fi puse în conflict cu decizia de a aparține lui Iisus Hristos. Uitați ce spune Biblia, cartea lui Dumnezeu, despre oferta pe care o face El. Prima dintre ele este iertarea păcatelor. Vă interesează problema aceasta? Sunt lucruri în viață care pe mine nu mă interesează. Și dacă cineva mi-ar prezenta un astfel de lucru, i-aș spune: iartă-mă, te rog frumos, dar nu mă interesează. Nu face parte dintre preocupările mele. S-ar putea să fie oameni aici care spun: dom'le, pe mine nu mă interesează dacă am păcate sau nu am păcate. Problema aceasta este insignifiantă pentru mine, nu mă interesează. Dacă am păcate, nu mă doare, dacă nu am păcate, nu mi-aduce niciun ban, nici dacă am, nici dacă nu am, ascultă-mă. Cartea aceasta spune că oamenii care au păcate merg în iad, pentru că păcatul îl ofensează pe Dumnezeu care a făcut lumea și care conduce lumea. Cei mai mari conducători ai omenirii
au vrut să distrugă această carte. Ei toți astăzi sunt mâncați de viermi. Cartea aceasta însă a supraviețuit. Își explică cineva cum una dintre cele mai vechi cărți din lume, din istoria umanității, mai este încă citită, dar nu citită, ci de-a dreptul cea mai citită. Mai citește cineva de aici o carte de 500 de ani? Mai citește cineva de aici o carte de 1000 de ani, de 2000 de ani? Mai citește cineva o carte de 3000 de ani? Cum vă explicați că această carte este cea mai citită, deși este una dintre cele mai vechi? Scumpii mei, Dumnezeu scrie în această carte, față de care fiecare dintre noi are un profund respect, explicabil sau inexplicabil. Dumnezeu scrie în această carte că Dumnezeu l-a creat la început pe Adam și mai apoi pe Eva, din care au descins națiunile Pământului. Și oamenii aceștia au avut o condiție de fidelitate pentru a rămâne în împărtășie, în comuniune cu Dumnezeu. Și această condiție de fidelitate a fost pur și simplu să nu mănânci din fructul unui anumit pom care era în mijlocul grădinii. Vremea, timpul în care ei au respectat condiția Creatorului nu este precizat în Biblie, dar este precizat în Biblie că la un moment dat diavolul sub formă de șarpe a venit la femeie, la Eva, și i-a propus să mănânce, că nu e nicio problemă. Eva a acceptat propunerea, a mâncat din fruct, soțul ei a făcut la fel, atunci Dumnezeu le-a spus următorul lucru. V-am spus că dacă o să faceți asta, eu voi înțelege că mă trădați, că sunteți infideli și că nu aveți interes pentru relația spirituală personală cu mine. V-am spus că veți muri și moartea va fi spirituală și i-a scos din rai pentru întotdeauna. Știați că pentru un singur păcat omul a fost separat de Dumnezeu? Nu pentru două, pentru unul singur. Permiteți-mi să vă pun o întrebare foarte indiscretă. Este cineva aici care nu a făcut nici măcar un singur păcat de când s-a născut? Cineva care nu a mințit măcar o dată în viață? Care nu a furat cel puțin o dată în viață? Să nu spun dacă e cineva aici care nu are cel puțin câteva mii de păcate. Adam și Eva, pentru un singur păcat, au fost scoși din prezența lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu a avut de ales să rămână sfânt și să elimine păcatul din prezența lui, sau să se compromită și să accepte ca în prezența lui să stea doi oameni păcătoși, în ciuda faptului că el a spus, dacă veți păcătui, nu veți mai putea sta cu mine. De atunci și până astăzi, omul trăiește în absența lui Dumnezeu. A apărut procesul de îmbătrânire, a apărut factorul moarte, a apărut experiența boală, a apărut singurătatea, blestemul și toate nenorocirile care devin astăzi experiențele oamenilor. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, toate acestea nu au existat. Ele au apărut ca o consecință a deportării din prezența lui Dumnezeu. Decizie pe care Creatorul a luat-o datorită păcatului. Am vrut să vă spun această scurtă prezentare pentru ca să înțelegeți că păcatul este lucru pe care Dumnezeu nu-l suportă în prezența sa. Noi toți avem păcat în viața noastră. De aceea nu ne putem apropia de Dumnezeu niciodată. Hristos a venit pe pământ în calitate de mântuitor. El nu s-a născut ca și mine din împreunarea lui tata cu mama. Biblia ne spune, istoria confirmă că El s-a întrupat dintr-o fecioară, din Maria. Este inexplicabil. Ea era fată, era virgină. Și pur și simplu a rămas însărcinată prin puterea miraculoasă și inexplicabilă a lui Dumnezeu. Și a născut un băiat de parte bărbătească, căruia i-a pus numele Iisus. El a devenit Mântuitorul. El nu s-a născut în păcat ca noi toți. El nici nu a făcut păcat în viața lui, deși a fost ispitit. La 33 de ani și-a început misiunea. Pentru 3 ani și jumătate a colindat Israelul. S-a întors în Ierusalim, capitala evreilor. Și acolo a fost acuzat de preoții cei mai de seamă, care l-a dat pe mâna lui Pilat din Pont, care l-a condamnat la moarte și a murit. Dar Biblia ne spune că el a murit pentru păcatele noastre. Dragii mei, persoana care crede în Iisus Hristos și care îl primește în mod deliberat, conștient, voluntar, personal, în inimă, îi se va ierta toate păcatele. Lucrul acesta nu îl spune un predicator, îl spune Biblia.
Dumneata ai respect pentru cartea aceasta. Această carte pe care o respecti are un mesaj fundamental care transcende toate paginile ei de la prima până la ultima ca un fir roșu. El este numit Vestea Bună. Adică, ești un om păcătos. Hristos a murit să-ți ierte păcatele și să primești poziția de om iertat. Oamenii iertați nu mai merg în iad. Dar oamenii păcătoși, toți merg în iad. Acesta este primul beneficiu al primirii lui Iisus Hristos. Iertarea păcatelor, mântuirea sufletului, viață veșnică. Noi toți suntem terorizați că o să murim. Când auzim de cancer sau de alte boli terminale, ne gândim, Doamne, atunci când ne doare într-o parte, nu cumva și eu am tumoare? Nu cumva și eu am cancer? Tata a avut colesterol, a murit la 40 de ani, nu cumva o să am și eu și o să mor la 40 de ani? Mulți dintre noi nu mai mănâncă porc, nu mai beau Coca-Cola, nu mai mănâncă ciocolată, renunță la anumite plăceri doar ca să, sperând că vor trăi mai mult, se îngrijesc de sănătatea lor. Îți pasă de viața dumitale? Hristos îți promite viață veșnică. Omule, ai mai întâlnit pe cineva care să-ți promită viață veșnică? Aceasta este oferta lui. Este tentant să-l alegi pe el. Îți iartă păcatele. Îți mântuiește sufletul. Îți dă viață veșnică. Îți dă poziția de copil al lui Dumnezeu, în timp ce acum ai poziția de om păcătos. Dumnezeu iubește omul, dar urăște păcatul. Poți să scapi de păcatul pe care l-ai făcut? Nu. Este o vinovăție pe care ți-ai asumat-o practicând păcatul în fiecare zi, într-un fel sau în altul. Oameni buni, probabil mesajul acesta pentru mulți este straniu, fiindcă trăim într-un anumit context social unde nu se vorbește despre păcat. Dumneata, te poți ridica de unde ești, enervat de chestiunea asta, și să spui, ia lasă-mă în pace cu treaba asta. Pe mine mă interesează banii, pe mine mă interesează fetele, pe mine mă interesează euro, pe mine mă interesează plăcerea, pe mine mă interesează aventura, chiar la noapte am pregătit ceva, pe mine mă interesează Germania, America, lasă-mă în pace cu păcatul tău. Ascultă-mă, poți face asta. Dar dacă există iad, te interesează că ajungi acolo? Știi cumva câte zile vei mai trăi? Dacă noi amândoi mergem în cimitir, printre toate crucile care sunt acolo, foarte probabil că vom găsi una pe care scrie că omul care a fost înmormântat acolo a murit la vârsta noastră. 5 ani, 15 ani, 25 de ani, 48 de ani, 60 de ani. Trebuie să accepți că inima asta în fiecare clipă se poate opri. Din ceva sau din nimic. Când Dumnezeu îți cere, sufletul ți-l cere. Și medicii numesc cancer, leucemie, infarct sau orice altceva. Pun un nume. Dacă ți se întâmplă asta la noapte, dă-mi voie să te întreb ceva foarte serios. Te duci în rai sau în iad? O să-mi spui că nu te interesează? Omule, te interesează. Uite, eu vin acum și ți-au ceasul de la mână. Nu viața, ceasul de la mână. Nu o să-mi permiți lucrul acesta, pentru că te interesează 20 de euro care ai plătit pentru ceasul dumitale. Te interesează de 20 de euro și nu te interesează de sufletul dumitale? Dacă ai fi copil, înțeleg să fii responsabil. Dar ești adult, îți pasă de dumneata, instinctul de conservare te pune în situația să te gândești ce faci cu viața. Știi ce a spus Blaise Pascal? Un om născut în Franța, un mare matematician, a devenit și teolog după convertire. Adică l-a acceptat pe Hristos în mod personal, conștient și voluntar. Colegii de breasă l-au râs de el și au cerut explicații, întrebându-l: Domnule, un om de știință ca dumneata, cum îl primești pe Iisus în inimă? Cine e Iisus să-l primești? Era după anul 1500. El a luat Biblia, a stat în fața lor și a spus așa: Domnilor, am respect pentru pregătirea voastră academică, însă vreau să fac o afirmație. Dacă această carte în care eu cred nu este adevărată, dacă iadul și raiul în care eu cred nu sunt adevărate, dacă Dumnezeu și diavolul în a căror existență eu cred nu există, atunci eu nu am pierdut nimic, că l-am primit pe Iisus inexistentul în inima mea. Sunt un om care am renunțat la țigări, la alcool, la femei, sunt un soț mai bun,
un cetățean mai de treabă, n-am pierdut nimic. Dar, dacă această carte este adevărată, dacă raiul și iadul există, dacă Dumnezeu și diavolul sunt reali, voi ați pierdut totul. A plecat și oamenii aceia au rămas pe gânduri. Istoria nu spune ce au făcut. Dumneata, ce o să faci? Lumea nu te iubește, te manipulează. Fii sincer, de câte ori ai fost trădat de cel mai bun prieten? Fetelor, băiatul care v-a promis totul și probabil căruia i-ați dat ceva foarte scump, s-a ținut de cuvânt? De câte ori ați fost trădați de oameni pentru care erați în stare să puneți degetul sub roțile trenului că este un om de caracter? De câte ori ați fost trădați? De câte ori ați fost abandonați? De câte ori ați fost mințiți? Noi toți suntem niște subiecți ai manipulării acestei lumi care ne minte, care ne promite, care creează așteptări. Nu vreau să prezint oamenii ca niște persoane negative, dar de câte ori ai plâns pentru că ai fost înșelat, pentru că ai fost mințit, pentru că ai fost trădat? Știai că cu 2000 de ani în urmă El a coborât din cer, deși era Dumnezeu și nu-i lipsea nimic? Știai că a venit pe pământul acesta și a murit pentru dumneata? Știai că a fost vândut de cei care țineau Biblia în mână? Știai că a fost bătut până când pur și simplu pe spate îi se vedeau în anumite zone tendoanele datorită biciuirii cu niște biciuri care erau făcute din curele, la capătul curelelor erau niște bucăți de os și a fost bătut cu bestialitate. Știi pentru cine? Pentru dumneata. Dacă noi doi n-am fi păcătuit niciodată, El rămânea pe tron, în sala tronului, ca Dumnezeu, conducând universul. A venit pe pământ, întrupându-se printr-o fecioară în mod miraculos, într-un grajd, pentru noi. A murit pentru noi. De aceea istoria nu-L poate uita. De aceea cartea aceasta nu o poate distruge nimeni. Ați auzit de Voltaire? Ăsta a fost un nebun. S-a împotrivit creștinismului cu bestialitate. A avut o moarte teribilă. Știți ce a spus înainte să-și dea sufletul? La 100 de ani după ce eu intru în pământ, cartea aceasta va dispărea împreună cu creștinismul. Soarta a fost ironică pentru el. La 100 de ani după moartea lui, casa lui imensă a devenit depozit de Biblie. Și creștinismul a cucerit lumea. Noi toți vrem să mergem în cer. Unul singur însă a venit de acolo. Iisus Hristos a venit pentru noi. Cunoști pe cineva care ar fi dispus să moară pentru dumneata? Cunoști pe cineva în care poți avea deplină încredere că nu te manipulează, nu te folosește, nu te consumă ca pe o țigare pe care mai apoi când devine chiștoc o aruncă? Iertați-mi expresia, dar vreau să devin direct, pentru că nu vorbesc despre o pereche de pantofi, vorbesc despre sufletul dumitale, care este cel mai important lucru pe care îl ai. Deși viața este grea,